Într-un cadru festiv, mai mulți reprezentanți ai autorităților din județul Mureș s-au adunat la un hotel din municipiu pentru a prezenta publicului un proiect. Acesta are scopul de reconstruire ecologică a habitatelor prioritare pe situl Natura 2000, Călimani Gurghiu, care a fost afectat insular în urma activității antropice din anii trecuți, cum ar fi recoltarea sau incendierea șnepenilor, pășunatul irațional sau tăierile abuzive ale arborilor. Suma totală a proiectului este de aproximativ 940.000 de euro, din care aproape 75% este cofinanțare din partea Uniunii Europene. Doar atât vreau să spun că instrumentul financiar LIFE este un instrument al Comisiei Europene pentru finanțarea statelor din Uniunea Europeană. Lucrăm pe proiecte LIFE Plus, natură și biodiversitate. Noi am depus acest proiect în anul trecut. Vă spun sincer, a mers destul de repede aprobarea acestui proiect, fără foarte mari piedici. Am câștigat proiectul anul trecut în luna octombrie. Nu vă spun că în luna noiembrie deja partea de finanțare a Uniunii Europene ne-a intrat în contul din bancă. Această zonă este mirifică, este extraordinară și România, de fapt, în unele zone de arii protejate, este unică în Europa, în ceea ce privește stepele, de exemplu, din zona Moldovei de Sud sau anumite zone de pe malul Mării Negre, dar nu numai. Aceste proiecte înseamnă nu numai o păstrare a celor jnepenișu sau altor specii care sunt rare, ci o educare a populației, a celor care vin în zonă și o sensibilizare și o conștientizare a turistului care vine acolo și probabil habar n-are că sunt aceste specii unice. Și atunci trebuie să atragi atenția, dar vedeți că treceți pe lângă aceste minuni și nu observați. Deci este un proiect oricum foarte important pentru județ și pentru această zonă și care aduce în centru atenției cât de mult înseamnă să păstrezi aceste valori de mediu și să păstrezi aceste valori care nu se suprapun cu unele intenții, investiții în alte zone sau în zone care se pot face, dar nu investiții poluante, nu investiții care să determine schimbarea mediului ecologic. Erent, cred că toată lumea care e astăzi prezent aici, iubim foarte mult Valea Mureșului. Evident că și eu pot fi acuzat de acest lucru. Nu sub aspectul științific despre care ne vorbea coordonatorul proiectului, ci cred că mai degrabă, până la urmă, rolul nostru se mărginește în a încerca să promovăm, să sprijinim și să arătăm că se poate. Să ne bucurăm cu toții de succesul acestui proiect, care, așa cum am zis, este pe jumătate succes, depinde foarte mult de implementarea proiectului. Dacă se reușește într-adevăr să se angreneze, să se angreneze masa mare de oameni care zilnic cutreieră munții, lucrătorii, tăietorii de pom, ciobanii care distrug foarte mult, și dacă aceste mase de oameni înțeleg importanța acestui proiect, atunci, într-adevăr, vom beneficia cu toții de reușita acestui proiect. Proiectul s-a conturat neașteptat de ușor. A fost un proces facil în relația cu evaluatorii din partea Comisiei Europene. Asta a fost și rațiunea pentru care am aplicat la Bruxelles, pentru că am fi avut de ales între programul operațional sectorial, acel post-mediu. Am avut două precedente eșuate în cursul ultimelor 2 ani și am preferat să ne adresăm Comisiei Europene pe această axă. Este mai greu, dar procesul a fost mult mai facil pentru că cu o doză de profesionalism ne-au evaluat, ne-au felicitat și au spus că proiectul este matur și poate fi implementat. O altă parte a proiectului are ca rol și implicarea omului de rând. În acest fel, educarea populației tinde spre protejarea mediului în care trăim, fără a-l distruge. Cetățeanul, să știți că este foarte receptiv și dacă îi se explică, dacă îi se creează condiții în aceste zone să se comporte civilizat, să aibă grijă
de natură, nu e niciun fel de problemă. Noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să îi explicăm. E și o zonă de sensibilizare a populației în acest proiect și probabil vor fi mai multe întâlniri unde le vom spune, oamenii nu știu că n-au de unde să știe, dacă explici și copiilor și maturilor, atunci ei își dau seama și sunt parteneri în aceste programe. Întregul proiect are ca finalitate data de 31 decembrie 2012. De menționat este faptul că în defileul Mureșului avem o multitudine de specii de animale, care încă mai există aici, dar și o concentrare semnificativă a speciilor de floră și faună ocrotite prin lege națională și directivele Uniunii Europene.